Bună și bine ați revenit pe acest canal! Astăzi am pentru voi un unboxing de pe site-ul celor de la Makeup. Am desfăcut deja produsele, nu le-am desfăcut individual, însă le-am scos din cartonul acela în care venea, ca să fie mai ușor să vi le arăt, să nu mai foie, să nu mai fac gălăgie. În primul rând vreau să vă mulțumesc că sunteți alături de mine în continuare, să nu mai uit că de fiecare dată voi să fac chestia asta. Vreau să vă mulțumesc că sunteți alături de mine în continuare, chiar dacă nu am fost chiar atât de constantă în ultima perioadă. Vă mulțumesc pentru asta, vă pup și chiar nu am cuvinte ce să vă spun mai mult de atât. Nu uitați, dacă vă place acest clip, să dați un like și să fiți abonați, să apăsați și clopoțelul, să fiți notificați ori de câte ori postez. Așa că să-i dăm drumul cu comanda. Comanda mea a fost de 130 de lei, 128 mai exact, cam așa. Știți că cei de la Makeup nu oferă o factură, așa că o să vă zic prețurile aproximativ. Și o să încep așa, aleatoriu, cu ce am aici. Am luat aceste seturi, pachetele, punguțe cu zgârciuri din acestea pentru păr. Îmi trebuiesc atunci când coafez fete, mai fac o împletitură, mai fac ceva și am nevoie. Am luat pe negru, că na, merge cam la orice, și am luat și așa transparente la fel pentru a nu se observa în păr dacă clienta este blondă sau mă rog. Am zis că astea sunt cele mai ok, cred că mai avea și colorate, însă eu am ales variantele astea, mi se par cele mai sigure, care merg cam în orice situație. Și astea au fost 6 lei punguța. O să le arunc aici, am o canapea lângă. Mai departe, tot pentru coafiuri, am luat acești cleștișori, care au fost la fel vreo 6 lei, din câte mi-aduc eu aminte. Să vedem dacă scrie și pe undeva câte bucăți sunt. 12 bucăți. Și o să desfac pachetelul ăsta. Să văd și... Mă așteptam, sincer, să fie un pic mai mari, dar nu mă deranjează, sunt ok chiar și așa. Da, aș fi vrut cumva să fie un pic mai mari, dar nu e nicio problemă. Da. Chiar nu aveam chestii de genul și... Încerc să mai investesc din când în când câte o sumă, să îmi iau tot ce am nevoie, să pot să lucrez cât mai bine. Mai departe, mi-am mai luat acești bureței de la Dermacol, bureței de machiaj. Sincer, eu îi luam pe cei de la Oriflame și sunt foarte mulțumită de ei. Dacă tot am plasat o comandă, cred că erau vreo 6 lei, am zis să încerc și eu pe ăștia. Nu știu ce să-ți despre eu, să desfac să văd... cam ce calitate au, sunt mult mai moi decât cei de la Oriflame. Acum ce treabă fac ei, nu știu, o să vedem. Nu aveam nevoie neapărat, dar să iam acolo, nu strică. Mergem mai departe și începem cu această pudră. Am luat această pudră, nu este pentru mine, Virtual Mademoiselle Flawless Matte Powder, nuanța Warm Beige 04, a fost vreo 6 lei și ceva până în 7 lei, este a vecinei mele, pot să o desfac, cam așa arată, să știți că pe cameră arată mult mai deschisă, în realitate este o nuanță mai închisă, să știți, față de ce se vede pe cameră. Sper că se vede ok, în fundalul ăsta n-am mai filmat și chiar sper. Eu mi-am mai luat o paletică, ați văzut că mi-am mai luat și de pe Parfumo Park. Aia nu sunt așa de încântată. Ei, asta e superbă, pur și simplu. Am zis, nu am desfăcut-o, însă îmi plac foarte, foarte tare nuanțele astea. Văd că nu are niciun sigiliu. Cam așa arată ea. Nuanțele astea de aici, de fapt, toate sunt superbe, pur și simplu. În realitate, să știți că sunt mult, mult mai frumoase nuanțele. Și este de la Evelyn Cosmetics Essential Rose. Cred că așa se numește. Da, 05 Essential Rose. Cel mai probabil există mai multe variante. O să mai caut dacă îmi place și o să mai comand. Asta a fost vreo 18-19 lei, maxim 20 de lei, dar știu sigur că nu a fost 20 de lei. Și mă super bucur că am luat-o. Nu aveam nuanțele astea în altă paletă. Mergem mai departe și o să vă arăt că am luat de la Golden Rose, aici am două produse, trei produse, o să desfac pe ăsta, ia să vedem ce este. Natural Shine Lip Gloss, Golden Rose, vedem dacă ai și o nuanță.
Pinky Nude 02. Haideți să vedem. Asta nu știu, cred că a fost vreo 15 lei, în jur de 15 lei. Dacă și pot să desfac, fără să rup o unghie. Da, haideți că reușesc. Cam așa arată. Pentru mine, cred că ar fi mult prea deschisă. Vine așa cu o periuță și o să fac aici un suaș ceva. V-am zis, este luciu de buze, nu este rouge liquid mat. Da, per total îmi place. Aveam unul pentru a-l aplica deasupra. De fapt, nu aveam nevoie, mai aveam, dar am zis să am mai multe. Cred că trebuie să ai mai multe variante în funcție de machiaj, să vezi ce se potrivește, nu doar un singur produs. Și mergem mai departe. Am aici styliner metallic de la Golden Rose. Astea oricum au fost până în 20 de lei, ceva de gen. Haideți să vedem că sunt foarte, foarte curioasă de ăsta. Sunt, sper din suflet, mi-am mai luat unul de pe Parfumo și nu sunt așa de încântată de el, chiar nu prea îmi place. Bine, o să văd când fac diferite make-up-uri, așa nu știu ce să zic. Asta îmi place. Da, cu siguranță îmi place. Ia uitați aici. Să vedem dacă se și usucă. Vai, cât de frumoasă este nuanța asta. O să... Dar nu cred că mai avea din gama asta alte nuanțe când am comandat eu, când am plasat eu comanda. Deci da, asta chiar îmi place foarte, foarte mult. Mă bucur că l-am luat. Deci se numește Golden Rose Styliner Metallic. Cam așa arată și cutiuța. Iar următorul produs, tot un tuș Extreme Sparkle Eyeliner. Hai să vedem și nuanța. Extreme Sparkle, da, nuanța 104, dar nu spune. Haideți să vedem cel mai bine, o să-l desfac și vedem exact ce și cum. Văd că vine cumva aici scripiciu și aici. Haideți să-l agit puțin așa, să-l bat, că văd că are și o biluță în interior, deci cred că așa și trebuie făcut. Asta este un verde turcoaz, așa. Știu că este enervant, dar vreau să... Gata, cam așa arată el. Și să facem... What? Nu are pensulica, s-a rupt acum când am bătut eu? Deci nu cred. Cred așa ceva. Da, cred că s-a rupt sau a venit rupt. Nu, hai să zicem că l-au rupt eu, dar nu cred așa ceva. Nu i-am făcut nimic, ești din comun. Da, cred că e vina mea. Să zicem că e vina mea. Îmi pare foarte, foarte rău. O să încerc, am făcut aici un swatch așa, o să încerc să-l folosesc cu o pensulă de eyeliner și da, altfel nu știu ce să zic. Dar nu cred. Ce aiurea. Foarte, foarte dezamăgită sunt. Urât. Dar na, asta este. Am mai luat un săpunel din acesta de la Fa cu iaurt și ceva migdale. Haideți să vedem și cum miroase. Asta a fost vreo 2 lei și ceva. Miroase ok. Și mai am aici două parfumele, îl mai am pe acesta New Bond de toalet, clasic, 100 de ml, pe ăsta l-am luat pentru a-l oferi cadou și a fost vreo 15 lei, cred că. Și mai am aici La Rive Brave Man, 30 de ml, ăsta a fost vreo 12-13 lei și pe ăsta l-am luat pentru soțul meu, bine, dacă îi place. Ia uitați ce mititelie este. Haideți să vedem și cum miroase. V-am zis că este pentru soțul meu și nu este nicio problemă. Vai, de ce bine miroase. Chiar miroase bine ăsta. Cu siguranță o să-i mai comand și altele din gama asta. Oricum am auzit destul de multe păreri bune despre parfumurile astea La Rive. N-am încercat și unul de damă, da, nu este târziu. Cu siguranță o să încerc și unul de fete.
Da, cam asta a fost comanda mea. Sper din suflet că v-a plăcut. Îmi pare foarte, foarte rău că nu am avut noroc de tușul ăsta, dar nu știu, poate o să-i fac ceva de să vi-l arăt mai deaproape. Cel albastru, văd că s-a uscat. Ia uitați, uitați că dau și pe... Da. Iar ăsta, la fel și ăsta de aici, care pur și simplu s-a stricat și ăsta, dar ăsta este minunat. Da, vă pup și vă doresc o zi cât mai frumoasă. Nu uitați să dați un like și să fiți abonați canalului meu. Vă pup și vă doresc o zi cât mai frumoasă. La revedere!